Dragi colegi, este o chestiune pur tehnică. Domnul Recheanu, candidat la poziția, funcția de primar general al capitalei, nu fac reclamă. Da, apropo, eu n-am zis dacă e bun candidat sau rău candidat, am spus că e pur și simplu candidat. Eu m-am uitat în sondaj și nu prea l-am văzut. De la ce partid candidează domnul Recheanu? Puteți să ne spuneți? Mulțumesc. Sigur, sarcasmul caracteristic este foarte pronunțat, dar vis-a-vis de sondaje și vis-a-vis de procente, eu vreau să vă asigur că vor fi atât și atât de necesare în turul 2. Vreau să vă dezamăgesc, turul 2 nu o să fie candidatul nostru câștigat din primul tur. Vreți prin lege să-l anulăm? Poftim? Aveți vreo inițiativă legislativă să anulăm turul 2? Nu, candidatul nostru va câștiga alegerile din primul tur. Dumnealui în demers a scris că conform codului electoral, îmi suspendă activitatea. Nu are dreptul dumnealui să-și suspende singur activitatea, cu atât mai mult. Și a emis și ordin care l-a semnat singur dumnealui. Noi toți înțelegem. 100 de minți luminate în acest parlament înțelegem că, de fapt, tot ce facem noi jumătate de oră e o competiție prostească, scuzați expresia. Omul are dreptul la a fi ales. Eu am impresia că mințile chiar nu sunt luminate deloc. Noi mai avem... Rău frumos să vorbiți în numele dumneavoastră. Da, numele celor prezenți în sate. A mea e tot ok. Voi ați început campania mai devreme încât de a să începe ea împreună cu candidatul dumneavoastră. Și nimeni nu a zis nimic. Situația în care Parlamentul acum nu se arăte voință politică și minți luminate, există posibilitatea ca alegerile să fie anulate pe municipiul Chișinău, datorită faptului că se încalcă drepturile fundamentale a cuiva. Eu m-am uitat odată pe sondaj, am ajuns până jos, nu am găsit candidatul despre care ne-ați vorbit, dar fracțiunea partid, dacă spuneți cu adevărat că participă, că nu l-am văzut nicăieri că participă în alegeri, noi vă credem și noi o să votăm pentru ca să împlinim aceste proceduri. Mulțumesc! Potrivit codului electoral, din momentul înregistrării în calitate de concurent electoral, candidații sunt obligați să-și suspende activitatea din funcția pe care o dețin. Serafim Urechean a fost numit în funcția de președinte al Curții de Conturi în aprilie 2011 la propunerea PLDM. Tot din partea liberal-democraților, acesta candidează la funcția de primar al capitalei. Urechean a mai fost primar în Chișinău din 1994 până în 2005.